Romașcanul Matei M. s-a adresat redactorilor postului nostru de televiziune cu rugămintea de a fi sprijinit în rezolvarea unei probleme extrem de complicate legate de suspiciunile pe care le are de a fi primit de la sucursala unei bănci locale o bancnotă de 50 de euro, care ar fi falsă. Iată pe scurt povestea pe care ne-a relatat-o presupusul păgubit. Vineri, la prima oră, la ora 9 când s-a deschis banca, am solicitat să mi se resetuie din cont o anumită sumă. După ce am primit suma, i-am numărat în fața caseriei, fața ghișeului, după care am urcat în mașină și am plecat la un birou de schimb valutar. Fiindcă în bancă de obicei nu sunt cursuri de tocmai avantajoase. La birou de schimb, la prima verificare, lucrătorul de acolo mi-a spus că este o bancnotă cu oarece probleme. E un pic mai uzată, nu pot să spun ce are, dar e cu probleme. Una singură dintre toate bancnotele? Una singură din toate câte au fost și au fost îndrumat să merg înapoi la bancă să mi-o schimbe. Mergând înapoi la bancă, la Bancpost, fiindcă de ei este vorba, au luat bancnota, s-au uitat, au întors-o pe toate părțile, au făcut comparații cu alte bancnote și mi s-a spus că e totul în regulă, doar că e un pic uzată, dar este normal, nu are nimic deosebit față de celelalte. Romașcanul, care pretinde că a fost păgubit, s-a întors la bancă și a solicitat schimbarea bancnotei suspectă a fi falsă, lucru refuzat de salariații băncii. Am solicitat să mi se schimbe bancnota în bani mai mărunți, de câte 20, de 10 euro, ceea ce nu mi s-a schimbat și tot susțineau suscitare că bancnota este reală, că au văzut-o toți colegii, toate fetele de acolo și că nu au avea nicio problemă. Deci banca, lucrătorul de la bancă v-a asigurat că bancnota este bună. Da. În momentul în care am solicitat să mi se schimbe în bani mărunți, atunci au schimbat foaia și au spus că stai, păi, da, dacă nu e de la noi. Că ce s-a întâmplat pe drum de la noi până la schimb valutar? Că de ce nu am schimbat-o la ei? Sau că de ce nu le-am spus că nu e o bancnotă în regulă la momentul când a ridicat banii? Și am zis, doamne, dar cum se poate? Eu nu pot să vin cu detectorul meu să vă verific banii din bancă. Romașcanul s-a reîntors la bancă cu bancnota și târguiala a continuat, salariații băncii încercând a sugera faptul că bancnota nu ar fi fost dată de aceștia. Pentru a vedea dacă și la altă casă de schimb valutar există aceeași problemă, păgubitul a mai încercat să schimbe bancnota. Povestea s-a repetat identic. Până la urmă a schimbat și am avut de schimbat. Și m-am întors mai cu bancnota suspectă înapoi la bancă. Dumneavoastră ați lăsat bancnota în mână, inclusiv la biroul de schimb valutar. Deci, numai acolo am avut, deci, cum mi-am luat din bancă, așa i-am pus pe ghișeaua schimb valutar, iar în fața mea au început să verifice. La care birou de schimb valutar ați fost? La Atlantic Exchange, lângă Platinum Optic. Cei de la bancă au încercat să-i vândă fel de fel de povești, deși acesta a cerut băncii să-i schimbe bancnota cu probleme, lucru refuzat de salariații Bancpost. I s-a spus că acest lucru nu este posibil, pentru a-l mai liniști, a fost asigurat că se va face o anchetă internă. O doamnă de acolo a zis să faci cu bancnota asta, nu pot să vă primesc, nu-mi place cum arată, mergeți înapoi la bancă să vă schimbi, e ceva suspect. Există posibilitatea să vă fi schimbat acolo? Nu. Nu. În niciun caz, fiindcă totul a fost la vedere în fața mea. Au luat banii pe ghișeu și în fața mea, pe măsuță, acolo le-a luat la rând, l-a verificat. Așa. Până a găsit. V-ați întors la bancă? Da. Și n-au vrut să vă schimbe bancnota. Ce s-a întâmplat pe urmă? Deci, prima dată am fost asigurat că e în ordine, nu are nimic, au verificat pe toate părțile, la toate aparatele cu lămpi, cu toate alea, au zis că e în ordine. Când am solicitat să mi se schimbe, a zis că stai că poate nu e de la noi. După aia au sucit-o iară și a zis că stai să vină șefa. A venit o doamnă, s-a scuzat, știți că nu, dacă s-a întâmplat problema, eu trebuie să raportez mai departe, există o schemă, eu nu pot să-mi învinovățesc colega că ar fi făcut o problemă, nici noi nu știm ce s-a întâmplat cu bancnota și a rămas așa într-un fel, au evitat cuvântul fals, n-au zis nici că e bună, nici că e rea. Dar totuși nu v-au schimbat-o. Nu mi-au schimbat-o și atât mi s-a solicitat un număr de telefon că o să mă anunțe ei când vor fi gata ancheta lor internă sau ceva de genul.
Romașcanul păgubit a solicitat ajutorul poliției, care s-a deplasat la fața locului ridicând bancnota suspectă. Care a sunat la poliție, a venit poliția, au fotografiat-o pe toate părțile și după care a fost condus la secție să dau declarație cu tot ce s-a întâmplat pe ziua respectivă. În momentul acesta, bancnota nu se mai află la dumneavoastră? Nu se află la poliție, la dosar, unde am fost informat că o să fiu contactat de ICOT și așa mai departe. Am încercat să obținem un punct de vedere al conducerii sucursalei, care ne-a expediat către Direcția de Comunicare a Băncii Centrale. Eforturile de a obține un punct de vedere al băncii au fost zadarnice, pentru că la ambele intervenții telefonice ne-am ales doar cu tergiversări. Contactați Direcția Comunicare a Băncii, vă rog. Deci eu nu am nicio declarație de dat. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, Elena Bulgărea, a confirmat faptul că polițiștii au în lucru un astfel de dosar. Colegii din cadrul Poliției Municipiului Roman s-au deplasat la fața locului, unde au desfășurat primele verificări, fiind ridicate probele și transmisă sesizarea către structura competentă pentru soluționarea ei. Traficul de bani falși este cercetat de Serviciul de Combatere al Criminalității din cadrul Poliției Române. Asemenea, bancnote false pătrund de regulă în țară prin intermediul valutei aduse de stranieri, de multe ori fără ca aceștia să știe că fac acest lucru. Cele mai frecvente falsificări apar la bancnotele de 20, 50 și 100 de euro. Polițiștii atrag atenția celor care folosesc valută să se ferească de achiziționarea acesteia de pe piața neagră și să apeleze la centrele de schimb valutar pentru verificarea bancnotelor în valută pe care le dețin.